Hai să vă salutare băieți și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe jocul Mir 4. Îl puteți lua de pe Steam, e gratuit. Ideea care e acestui joc? Trebuie să stai la farming, să faci level și quest-uri. Aici le vedeți în dreapta. Așa că o să dăm acum un plus și o să mergem pe caracterul, un exemplu ca să vă arăt ceva. Ideea principală e că poți să faci bani din acest joc. Iau un exemplu 34.2K. Când ajungi la o anumită sumă, poți să scoți niște bănuți. Doar e chestia că va trebui să stai foarte mult la farmat. Mă înțelegi? Eu acum un exemplu stau la farmat. Am level 27, dar o să încep pe viitor să fac un caracter nou pentru filmat, ca să vă arăt questurile cum trebuie făcut tot explicit, o să fac un playlist. Așa că, băi, enjoy. N-aveți ce pierde. Un exemplu, bani gratis, atât că trebuie să stai foarte mult, să stai la format, să îți iei iteme bune. Desigur, poți să bagi și bani în jocul ăsta dacă dorești. Un exemplu, mergem pe market și o să vedeți aici mai multe chestii. Un exemplu la limited package. Aici o să-ți dai un pachet în care va scrie, da, ce îți va putea oferi el, din câte observăm. Și la beginners aici, na, iteme, arme, set și tot ce ține accesorii. Noi, un exemplu, ăștia mai bătrâni, să spun așa, ar trebui să știe, gen jocul, stilul ăsta de joc, MMORPG, îl știe, cred că toată lumea, un exemplu. Și, na, te duci, faci tot felul de quest-uri, te bați cu alții, ai raiduri, adică tot timpul te prinde acest joc, așa că dacă chiar dorești să intri pe server, noi suntem pe un server mai, nu știu, level 4, numărul 42 din câte am înțeles. Sunt acum cu un amic de-a meu pe voice Da. și el mi-a descris acest joc, mi-a spus că ia, uite care e toată schema, el are level 40 și cât ai Bixera? 41. 41, level 41. Da, ideea care? Știu că răbdarea voastră poate să fie pusă la încercare, dar na, alții sunt decât am înțeles să joacă și de un an de zile. Nu, dar aia fac bani mai repede decât noi, un exemplu. Și sunt în topuri și mai departe. Aici pe cărticica pe care am apăsat-o, aici o să vedeți un exemplu filt, nu vedeți de webcam, sorry. Elite sau așa mai departe. Deci vă puteți uita ce vă oferă misiunile. Un exemplu, ne luăm o misiune, acum eu am deja gata pus misiunea și poți să dai autoplay. După ce am dat autoplay, stai să fac un pic mai mic webcam-ul, vei putea să selectezi sau să dai aici unde scrie order. O să vedeți și voi dacă vă apucați de joc. Vi le poate selecta pe toate, atenție, odată, nu știu, din câte am înțeles, din câte am observat și eu ca idee, poți să-l selectezi vreo 10 deodată sau vreo 3, acum depinde. Și bate el automat, îți minează automat, poți să lași calculatorul, eu acum joc de cel puțin 11 ore. O să ne mai jucăm și celelalte jocuri, dar aș dori să încep cum zic, o comunitate așa în jocul ăsta, pentru că până la urmă e un joc la care te joci, un exemplu mie îmi place, nu am primit bani sau așa mai departe, să știți. Ideea că îmi place și chiar e destul de ok. Ce să vă mai explic eu, ar fi normal în episoadele următoare, care un exemplu ar putea să vă ajute. Un exemplu, stai că mă opresc și eu webcam-ul, aici aveți goldul am 0, pe acolo din câte am înțeles cu banii, copperul, bănuți în joc. Milage, nu știu ce ar însemna deocamdată. Energy aici cred că e puterea cu cât ataci, din câte am înțeles. Aici îți dă mai multe detalii dacă dai pe semnul exclamării din pe i-ul ăla de acolo. Tot e pe engleză. Dark Steel, ăștia sunt bănuțe pe care îi vei putea transforma. Un exemplu e 34.284 din 5 milioane. Un exemplu. Poți să urmezi să le faci pe toate, o să te bagi în camere diferite, în mape diferite. După cum știți că na, e un pic ameti, nu poate așa și spuneți. Deci, Dragon Jade nu știu încă ce înseamnă, Speed Ups, gen cu câtă viteză te duci, nu? Mixera. Ok. Ancient Coin, 295, nu știu ce aș putea să fac cu ei. Deocamdată, Clan Coins nu particip la un clan. Nu sunt încă într-un clan, o să intru la un moment dat un grup de români.
De câte am înțeles, sunt foarte mulți români și aici. Dacă ați dat pe steagul ăsta, să spunem așa, o să puteți să intrați într-un clan. No. Un exemplu, join clan și vedeți aici, freely. Ei, după ce ai apăsat pe el, nu ești în clan. Tu trebuie să dai join request sau members. La membersul, din câte stau și mă gândesc, o să stai și o să vezi cam toți membrii care sunt în acel cult. Se joacă foarte mult chinezi, ca să știți. Mapa e full cu player, adică tot timpul o să stai, să te bați sau așa mai departe, dar vă explic imediat. Aici îți trebuie un exemplu 130k. Eu am în momentul de față 15k. Grupul de români, guilda de români, dacă știți de la ce mă refer, din câte am înțeles, e cu 20k. Și numai după aia putem să intrăm, după să fim acceptați. Aici clopoțelul e că vă anunță pe voi să nu dați X niciodată, că puteți dați pe ele și o să vedeți. Quest-uri cum faceți, am cum pe backpack, dați aici, o să vă apară. Poți să spui itemele pe tine, să le vinzi, un exemplu. Aici în stânga scrie HP, MP-ul meu, Psychical Attack sau Psychical Defensive, Spell Defensive, un exemplu. E, așa pare cum ar fi un joc pe telefon, din câte am înțeles se poate juca și pe telefon, jocul ăsta, care, un exemplu, v-ar putea ajuta la farming destul de mult. Uite, eu, un exemplu, acum revenind la clopoțel, am You can get an achievement reward. Deci eu acum am făcut un quest și o să-mi iau 2100 de bănuți și 80 HP. O poțiune de HP care regenerează HP-ul. Acum, n-am. Cine știe e ok, cine nu înțelegeți voi. Și poțiunea albastră e mana. Nu vedeți de webcam, îmi pare rău. Data viitoare o să poziționez webcam-ul în așa fel încât să fie bine. De acolo, cum am zis, questurile le puteți face pe butonul ăsta de plus, o să aveți skill, caracter, spirit, un exemplu, o să ai niște peturi, animale care o să te însuțească, care o să-ți poată da mai multe beneficii, psihical attack plus 10, deci cam asta ți-l oferi la caracterul tău. După aia te duci la training, un exemplu trainingul care o să-l faci din prima. Asta cel mai important, din câte mi-a povestit Big Sera, asta trebuie să le tot dai. 4K promo, gen 4, bani în joc. Eu acum nu mai dau pentru că chiar nu mai am bani, că tot am stat toată ziua și am farmat. Am făcut questuri. Forge-ul. Aici poți să-ți faci cum ar fi un fel de plus la armă. Eu mi-am vândut din greșeală arma. Când va apare cu roșu, cum apare acum mie pe screen, să aveți o probabilitate, să spunem așa, de 20% în care să vă dea plus sau să vă poate peșua. Și cu aceste iteme pe care le puteți lua. Craftul, vă craftați arme, vă puteți cumpăra, acum dacă aveți și bănuți, clar puteți să donați pentru bani, pentru arme, set, adică costumața de pe tine și așa mai departe. Nu, acum e strict alegerea voastră. Codexul, aici îți apare cam ce, un exemplu, ce îți poate oferi, ce ai făcut până acum, progresele tale la cont și așa mai departe. După cum vedeți, eu nu am așa de multe deocamdată acum. Marketul, de aici vedeți, un exemplu, e 1500 de coinuri, eu am 0, nu știu, când am trebuie să bași bani, cred că da, dacă doresc să devii un pic mai puternic. Apropo, cel mai important lucru e că o să mergem acum la craft și o să vă arăt o chestie. Aici scrie legendarii, chiar sub webcam-ul meu. Dacă un exemplu, ai armă legendare, ești cel mai bun de pe server. Poți să ai și la nivel 1 și la nivel 100, level maxim, decât am trebuit să le level 130. Star Blessed Pyre, aici vă scrie 1 din 0. Dacă dau pe el, poți să mă trimite la quest-ul care ar trebui să-l fac pentru acel item, să spunem așa. Dar, mai atenție, dacă nu aveți pe cineva care v-ar putea ajuta, e destul de greu. Știu că și Bixera pe viitor o să mă ajute și pe mine. Și aici poți să-ți craftezi. Sunt două posibilități. Poți să bagi bani sau poți să craftezi tu, să-l muncești, să craftezi. La Epic vă dați seama ce înseamnă sub legendarii, rare,
itinerare nu sunt un pic mai bune decât un comon, dar deja când ai ajuns la Epic sau la Legendar, deja ai posibilitatea mai mare de a face bănuți. Task-uri, un exemplu, aici voi deschide, vei avea tot așa niște reward-uri, să spunem, care v-ar putea da. Uite, chiar acum am avut. Dacă, un exemplu, ai ajuns la 5 task-uri și task-urile astea sunt repetitive pentru o zi, deci se poate face, cred că, și de 20-30 de ori pe zi. Eu am luat foarte multe. Am ajuns aproape de la 10 task-uri, care îți dă un cufăr aici roșu. De 3 ori se poate să vi-l dea. Asta vi-l dă numai o dată, reward-ul de la el. După aia, la mission, știu și voi ce înseamnă misiune. Conquest, un exemplu, nu știu, te bag într-o chestie virtuală, trebuie deocamdată să mai învăț war-uri, clanuri, raid-uri, poți să faci raid-uri cu mai, nu știu, un exemplu, pe a vedeți ce reward am luat acum de la quest. Puteți să mergeți 15 player și să dați un raid la un boss, să spunem așa, pe care va trebui să-l mor și o să primești o chestie de la el. Mare atenție! Un exemplu. Aici o să vă urmeze skillurile. Skillurile astea să vi le dați plus la ele tot timpul. Eu acum o să dau pe chestia asta de aici, acum în momentul de față nu mi stă așa în minte. La aici la skill frecvență, nu știu dacă am pronunțat corect, să-l aveți pe unlimited și pe normal. Nu știu, încă am înțeles dacă îl pui pe always, e un pic cam ciudat. Aici, după aia, pe pagina a doua, quick slot settings, setez poțiunile automat, cum să le dea el. Eu, un exemplu, la un moment dat deja mi-am cumpărat poțiuni mai mari pentru că caracterul a și cerut până la urmă, că prea muream la quest-uri sau așa mai departe. Vedeți că vă puteți cumpăra, fain mercenar, dați pe el și vă găsește cel mai apropiat mercenar, vânzător de poțiune. Altceva ce m-aș pardon, ce v-ar mai putea informa, o să aveți acolo un fel de XP, așa o să vă apară. Stați puțin, deci, ce, Hidden Treasure. Pe ce trebuie să stau să collect treasure chest? Păi și pe unde ar fi? Pe aici mă duce, stai să mă uit după fata asta, pe unde ar fi. A, puteți să săriți dacă apăsați de două ori. Deci trebuie să mă duc să caut treasure chest. Nu știu pe unde ar fi. Ia stai să vedem. Asta ar fi. Nu, Gathering. Nu, că Gathering-ul e altă treabă. Altă mâncare de pește. Cred. Stai că vedem imediat, nu e problema. A, nu. Trebuie să mă duc să caut un chest pe aici. O să-l caut pe viitor, nu chiar acum, că... Na. Nu știu pe unde ar fi. Pot să mă mai interesez și eu. O să vă fac un tutorial la început, jocul are și o poveste, desigur. O să aveți vorbit de ce vorbesc așa pe japoneză, din câte am înțeles, nu? Sau chineză? Bixera. Pe ce vorbesc, pe japoneză sau chineză, sau cum e? Da, păi stat felul. Dar păi nu, dar la story, gen. Dar cred că am găsit un chest. Cred. Hai să vedem. Altceva nu... Dacă un exemplu dai aici pe auto, clar că poți să apăsa atacă singur. Dacă îl dai pe târnăcop, va începe să mineze în locul tău. Dar depinde pe unde ești. O să caute o zonă, poți să începe să mineze și pe asta e. Mă înțelegi? Deci tot altceva nu mai trebuie să mai faci. Nu știu pe unde ar mai fi două chesturi. O să mai fac... gen cum am zis eu, un playlist. Opa, am găsit unul. Nu știu dacă îmi trebuie chiar de asta, dar vedem imediat. Aici, dacă un exemplu în stânga, vă apar playerii, puteți să le dați invite în parte, dar... Na, ok, invitați pe fiecare care vreți un exemplu, dar na... Cu toate și pe riscul vostru. Care juca MMORPG, știi la ce mă refer ca idee. Așa că, enjoy, guys. E un joc care chiar merită. Un exemplu, puteam să mă apuc și de Metin sau Silk Road, că ați mai văzut, care sunt dezvechi pe canal, pe canalul meu, na, știți că un exemplu m-am jucat și Silk Road de foarte multe ori, numai că ăsta, dacă și posibilitatea de a câștiga bani jucându-te, bine, eu nu mă joc neapărat pentru bani,
Mă joc pentru că îmi plac jocurile MMORPG și am zis că la un moment dat, dacă găsesc vreodată unul care să mă atragă așa de mult, mă joc, mă înțelegi? Hai că am făcut și quest-ul. Așa o să apară gen mapa aici. Cred că poți să faci mai mare din M. Stai că vedem imediat. No, cum să poți să-ți poziționezi mapa, ăsta, camera de la caracter și așa mai departe. Cum un exemplu, mergem să luăm alte misiuni, să mergem să le facem. Deci mergem pe aici. Vedeți, aici va apare autoplay. Le-am selectat pe toate și, na, 6 din câte uți acum. Cred că 10 numai o dată pe zi. 6 post tot timpul. Și acum se duce de unul singur, bate, n-ai nicio treabă, poți să-ți lași calculatorul pornit sau de pe telefon. Și atâta tot, mă înțelegi tu când te-ai întors acasă, efectiv, dacă un exemplu ai plecat undeva, efectiv ai de toate. Dăm un fast travel. Aici un exemplu, n-aveți treabă că oricum vi se va umple, eu am acum 54 de bucăți și numai o bucată se umple. De, o folosești, mă scuzați că, na, e și seară, știi și voi care toată schema. Așa că... O să iei cu coin-uri fast travel, deci. Păi da, dar dacă ei de început nu au, numai cei care donează. Un exemplu. Ma, nu cred. Nu știu, acum mai multe informații o să vă am pe viitor. V-am spus, o să încep un alt caracter care să vă arate cum să faceți questurile, ce fel de questuri aveți nevoie să faceți. Deci degeaba pun exemplu, na, tot de apăsați acolo că o să vă pun să mergeți în mai multe dimensiuni și poate câteodată chiar nu o să știți, dar acum am unul din 60, eu chiar nu atac, el atacă de unul singur, folosește skillurile. Toate le aflați acolo pe plus, dacă nu mai aflați și voi pe viitor, mă înțelegeți? Dacă nu o să vă fac un tutorial mai pe explicit. Așa că eu v-am lăsat, o seară frumoasă să aveți, ne auzim pe mâine la un nou livestream, o să fac cu acest joc pentru că vreau să ajung cât de cât să ajungem, să spun așa, cât de cât ok în jocul ăsta și o să mai jucăm, da, și Fortnite și 5M, dar deocamdată sunt axat foarte mult pe jocul ăsta. Tare mult îmi place și acum cred că am vă 11 ori, cred că m-am repetat la treaba asta, dar nu contează. Așa că o zi frumoasă ai și nu uita de butonul de like și subscribe dacă ești nou pe canal și te-am pupat. Ciao, ciao!